Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și eu aici am o mică coroniță pe care am decorat-o cu acel tip de ouă care v-am arătat sau vă voi arăta de acum, voi încărca tutorialul pentru că acum a venit momentul pe care le-am decorat cu glitter. Apoi am folosit floricele pentru care aveți tutorial pe canalul de YouTube și am pus în mijloc un mic aranjament într-un coșuleț cu o găinușă și cu puișori pe care le-am găsit în magazin. Noi astăzi vom învăța să facem o astfel de coroniță. Eu nu voi îmbrăca coronița cu croșetul, ci voi folosi din nou panglica. Voi folosi această panglică de 2,5 cm lățime. Vom avea nevoie de ouă. Vom avea nevoie de aranjamente florale pe care le-am făcut noi. Acum este timpul panseluțelor, eu am decis să folosesc panseluțele pe care le-am lucrat. Aveți și pentru acestea tutorial pe canalul meu de YouTube sau altfel de flori pe care le-am croșetat și le aveți prezente pe canalul de YouTube. Apoi vom atașa în mijloc un epuraș sau un aranjament așa cum dorim. Dar mai întâi vom începe cu modul în care îmbrăcăm coronița. Eu nu am, nu mai am cea mică, e doar una singură. Am aceasta mai mare care nu este rotundă peste tot. După cum vedeți, partea din spate este plată, dar o vom îmbrăca în panglică. Pentru a începe toată această lucrare avem nevoie de lipiciul lichid. Undeva aici pe spate vom aplica un pic din acest lipici. Dumneavoastră puteți folosi foarte bine lipiciul la cald. Lipiciul meu este aproape pe sfârșit și de aceea este un pic mai greu, dar să știți că nu vom avea nevoie de mult, doar acum la început și la sfârșitul lucrului pentru a fixa panglicuța. Și după ce am aplicat lipiciul, voi începe să îmbrac coronița. Voi începe din partea din spate pentru că este pentru a ascunde deci începutul și încet încet vom începe să îmbrăcăm coronița în felul acesta. Este foarte ușor, nu este nimic greu, este nevoie doar de un pic de răbdare și un pic de atenție. Nu vom avea nevoie de foarte multă panglică, chiar dacă cercul este mare. Acesta vom îmbrăca încet încet de jur împrejur, vom trage bine panglicuța ne jucăm un pic așa spun eu, ne jucăm pentru că aproape că este ca o joacă
Și vom continua în felul acesta până când vom îmbrăca întreg cercul. Bineînțeles, eu nu o să stau să vă spun până la sfârșit. Voi întrerupe și ne întâlnim când am terminat de îmbrăcat totul. După cum vedeți, arată foarte frumos. Și apoi, cum vă spuneam, este și foarte modul cel mai ușor de a îmbrăca acest tip de aranjament, în cazul în care nu dispuneți de această coroniță de scârț din carton, vă puteți decupa în formă de cerc și să vă creați o coroniță falsă din carton, pe care apoi să o îmbrăcați cu panglică. Noi ne întâlnim când termin de îmbrăcat totul și apoi vom decora. După cum vedeți, am ajuns la capăt, să spunem, la capătul acestei părți din lucrare. Mai aplic un pic de lipici pentru a da siguranță panglicuței, doar că lipiciul meu, cum vă spuneam, este la sfârșit și îmi joacă un pic de probleme. Voi încerca. Așa. Acum se lipește. Voi trage bine panglicuța. Voi lipi. Și apoi vom începe să decorăm în modul în care dorim, așa cum v-am spus. Vom da deoparte ceea ce nu ne este folositor și uitați-vă rezultatul acestei prime părți de lucrare. Acum, așa cum vă spuneam, fiecare o poate decora aceasta în funcție de modul în care îi place, în funcție de materialele pe care le are deja pregătite. Eu voi încerca acum să decorez în modul meu, să vă dau o anumită idee. Sper să vă placă, sper să apreciați și voi începe prin a aplica, voi da un pic deoparte de aici totul, să puteți vedea mai bine, pentru că distanța. Așa, nu am spațiu atât de mult. Voi aplica panseluțe în felul acesta pentru a da o notă de culoare, pentru a folosi ceea ce noi am învățat să lucrăm. Așa cum vă spuneam, tot ceea ce eu fac, tutorialele și totul este doar pentru canalul meu de YouTube, pentru grupul de Facebook. Sper să fie de folos fetelor, sper să vă placă. După cum vedeți, eu lipiciul îl aplic direct aici pe coroniță, pentru că aici am fixat locul în care să pun acest
aranjament. După cum ați văzut, am pus împreună trei panseluțe și cu trei frunzulițe. Acum eu le voi lipi aici, în felul acesta. Nu voi folosi cele din panglică, pentru că nu toate dintre dumneavoastră lucrați în panglică. După care voi începe să decorez din nou după placul meu. Mă voi juca un pic cu culorile roz și mov. După cum vedeți, am aplicat deja trei dintre acele mici ouă pe care le-am îmbrăcat în glitter. Voi continua cu un alt grup. Am renunțat la acel tub de lipici care îmi făcea probleme, pentru că era la sfârșit. Și acum voi aplica alte, voi face tot în același mod, le voi aranja în felul acesta. Avem timp să le fixăm până când lipiciul face legătură. După aceea, de moment ce s-au lipit, nu mai reușim să le dezlipim, pentru că altfel ruinăm lucrul. Și veți vedea apoi de ce am ales să lucrez în aceste culori, în roz și în mov, pentru că vom pune la final din nou o lucrare croșetată. După cum vedeți, nevoie de un pic de timp să se lipească. Vă rog să-mi scuzați vocea, însă încă sunt foarte răcită, de aceea nu am fost prea mult prezentă pe grup. În general, nu am fost prea mult prezentă, pentru că am fost un pic bolnavă și aceasta m-a împiedicat să fac tutoriale. Însă acum mă simt mult mai bine și încerc să recuperez de unde am pierdut, să spunem așa, pierdut prin faptul că nu am reușit să fiu prezentă alături de dumneavoastră în fiecare zi. Nu am reușit să fac mai multe tutoriale, însă sper că de acum să mă simt mai bine și să recuperez un pic. După cum vedeți, decorez cu aceste micuțe ouă pe care le-am pregătit din timp, le-am îmbrăcat în glitter, în pulbere. După acest tutorial voi încărca și tutorialul în care veți vedea diverse moduri în care puteți decora aceste ouă, fie utilizând glitterul în pulbere, fie utilizând chiar și mărgeluțe foarte micuțe, paiete și alte
toate mărgeluțe, mai mici, mai mari, deci de apoi. Deci până acum am realizat aceasta. Aceasta este ceea ce am realizat în felul acesta. Acum voi aplica aceste alte panseluțe pe această altă parte. Voi pune un pic invers pentru a fi diferit de ceea ce am aplicat până acum, deci un alt mod de aranjare. Știți că nu necesită foarte mult timp. Dacă aveți pregătit totul, realizați imediat această coroniță. Nu este nevoie de mult timp, nu este nevoie de multă muncă. Acesta cred că pentru doamnele începătoare poate fi foarte, foarte util, acest tutorial. Uitați-vă, mi se prezintă până acum, nu știu în ce mod aș putea să fac o imagine de ansamblu, dar după ce am aplicat toate acestea, în mijloc, voi pune tocul final, nota finală, voi pune coronița într-un mod să stea în picioare și voi aplica în mijloc acest iepuraș. Voi pune aici pentru a fi într-adevăr o coroniță cu ideea acestei sărbători a Paștelui. Eu voi pune direct pe iepuraș, voi pune lipiciul și pentru iepuraș veți găsi tutorial pe canalul de YouTube. Voi aplica aici în mijloc, voi lipi bine voi ține un pic apăsat să se lipească, pentru că are nevoie de un pic de timp să facă legătură. Nu aș vrea să-mi cadă. Am reușit și am lipit bine iepurașul. Acum voi finaliza această coroniță și voi pune alte trei ouă exact aici dedesubt. Aplica un pic să se lipească mai ușor. Sper să vă placă ceea ce
ha. Vedeți, dacă nu este nu țin destul apăsat, se dezlipesc, de aceea uneori întrerup filmarea pentru a lipi bine părțile componente. Voi pune un pic jos coronița, pentru că în felul acesta se vor lipi mai repede. Așa, altfel alunecă. Oricum nu vă ia mai mult de jumătate de oră să realizați totul, dacă aveți materialele pregătite, să știți. Nu mai mult de jumătate de oră, începând de la îmbrăcatul coroniței. Și așa cum vă spuneam, dacă nu dispuneți de o coroniță dintre aceasta de scârț, puteți să vă faceți singure din carton. Decupați din carton în formă de coroniță, îmbrăcați în același mod în pânglicuță și veți vedea că rezultatul este foarte frumos. Această coroniță puteți să o aplicați la ușă, veți pune un șnuruleț. Eu nu-i pun acel șnur pentru că aici Paștele a fost deja. Diferența între Paștele catolic și Paștele ortodox este de o lună de zile. Paștele aici deja a trecut. Aceasta am făcut doar pentru dumneavoastră. Și eu mi-o voi păstra pentru anul următor. Pentru anul următor sper să fie pentru fete, pentru fetele mele. Sper să ieșim din această stare de COVID, din aceste urgențe care sunt, din zone roșii, din zone portocalii, în care nu se poate circula, în care este nevoie de permis, de totul, și sper că după mult timp să reușesc fie să vină fetele la mine, fie să reușesc să trimit acasă prin cineva lucrările. Aceasta am vrut să vă prezint astăzi. Așa cum vă spuneam, nu știu când le voi încărca. Eu mă gândesc la ziua de Sfântul Gheorghe, pentru că atunci sunteți libere, aveți un pic mai mult timp la dispoziție. Știu că acum sunteți foarte ocupate cu treburile casei, cu curățenia, cu tot ceea ce este de făcut. Sper să vă placă ceea ce v-am arătat, să vă fie de ajutor, să vă fie de folos. Așa cum spuneam, am adresat doamnelor începătoare, sunt Tatiana Andrieș. Dacă vă place ceea ce ați văzut, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți postările. În felul acesta m-a ajutat să mențin acest canal de YouTube și apoi, cum vă spuneam, tot ceea ce fac doar pentru grupul nostru, Tatiana Croșeta și prietenele ei, și pentru canalul de YouTube. Nu uitați că pentru Paște va fi concursul, așa cum v-ați obișnuit, noi facem acest concurs pentru fetele din grup care s-au înscris pe canalul de YouTube, vor fi premiate. Vă rog să vă înscrieți, să dați like la postarea
pe care administratorii au pus-o deja de aproximativ 3 săptămâni. Dați like și un comentariu la acea postare. Salvați pe telefon faptul că sunteți înscrise pe canalul de YouTube și fiecare dintre dumneavoastră aveți șansa de a câștiga acel premiu. Bineînțeles, în timp vom face și alte astfel de concursuri, nu doar pentru marile sărbători, dar și așa, concursuri surpriză în care să ofer un premiu dumneavoastră, doamnelor, care sunteți prezente mereu pe grup, care mă urmăriți întotdeauna, care apreciați lucrările pe care le execut, și de aceea vă rog să vă înscrieți pe YouTube astfel și să fiți prezente în ziua de Paște. Administratorii vor pune pe coperta grupului ziua și ora exactă când se va desfășura concursul. Însă vreau să menționez că participă doar persoanele care se ocupă cu lucrul de mână, care fac parte din grupul nostru, care chiar și din afara grupului, dar care lucrează lucrul de mână și care sunt înscrise pe YouTube. Vă doresc o zi plăcută, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și ne vom revedea. La revedere!